Am revenit în direct, stimați telespectatori. Vă reamintesc, alături de mine sunt domnul Dragomir Eusebiu Florin, coordonator al GAL Valea Buzăului și managerul GAL Valea Buzăului, domnul Mircică Constantin. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență. Discutăm despre cel de-al cincilea GAL înființat din 2012 și până în prezent în județul Buzău. Un grup de acțiune locală care are ca scop dezvoltarea comunităților locale. Spuneți-mi, atunci când s-a înființat GAL Valea Buzăului, inițiativa a venit din partea dumneavoastră sau primarii, cei 9 primari, 10 primari cât sunt aici, că sunt 10 comunități, au discutat și au căzut de acord că trebuie să se înființeze acest GAL și va ales pe dumneavoastră să-i reprezentați? Nu. Dumneavoastră i-ați conștientizat pe ei că e nevoie să facă treaba asta? Nu. Inițiativa a pornit de la Consiliul Județean Buzău. Exista pe atunci o direcție de aderare la Uniunea Europeană, încă nu eram în 2007 aderat, 2006 de fapt au început primele mișcări pentru constituirea acestor grupuri de acțiune locală. În 2007 s-au înființat potențiale grupuri de acțiune locală, mai exista Buzău Nord, de exemplu, Gurateii, Siriu și Nehoiu. Deci existau mai multe variante de galuri. Din județul Buzău acum fost... Gurateki face parte din galul dumneavoastră. Să vedeți puțin istorie. Am fost 6, să spunem, 6 oameni specializați pentru cursurile LEADER la Vatra Dornei în anul 2007, în mai și în noiembrie, deci 2007, deci trebuia, galul nu putea funcționa fără un om care nu avea acele cursuri pe programul LEADER. Programul LEADER, care e axa 4 din PNDR, și ca să fim mai expliciți, noi accesăm prin această axă 4 fondurile de la Uniunea Europeană, FADR, Fondul European de Agricultură și Dezvoltare Rurală, deci banii de aici vin pentru funcționarea acestor galuri și pentru toate măsurile din agricultură. Inițiativa a fost atunci, la un moment dat au existat mai multe mișcări, deci între potențialele galuri, au fost unii colegi de-ai noștri din cei 6 care am făcut cursul la Vatra Dornei, care au vrut să-și extindă foarte mult teritoriu, ajunseseră în sfârșit un coleg de-al nostru la 24-25 de localități, ceea ce mi se pare greu să... Fondurile sunt foarte mici și mi se pare greu să poți să mulțumești toate aceste... Bun, dar am înțeles că există o limită a componentei urbane, dar nu există și o limită a componentei umane? Adică da, poate să fie 25 de comunități cu... Da, exista un număr de locuitori, să nu depășească galul număr de locuitori. A, deci se încadrau. Deci se încadrau limitele respective. Dar vedeți, cum am avut noi 600, am început 600.000 de euro pe măsura 322, să ai 24 de primării, nu poți să... Parți, adică ce proiecte să facă cu 10.000, 15.000 de euro. Deci nu aveau nicio șansă reală de dezvoltare. Deci acestea au fost începuturile. La un moment dat au început să se contureze teritoriile. Noi am fost la negocieri și am GAL Valea Buzăului a luat și Siriu, Gurateghi. N-am putut să luăm și Nehoiu. Spunea colegul meu, depășeam 25% populație urbană. Și cu ajutorul cu ajutorul Consiliului Județean și Primăriei Cizău, că aici s-a concretizat, a fost centru, să spunem, de coagulare a acestor 9 primării cu 10 cu Primăria Cizău, s-a conturat grupul de acțiune locală Valea Buzău. Drumul a fost foarte lung, pentru că după ce ne-am instituționalizat, deci așa s-a numit proiectul pe 4311, instituționalizarea grupului de acțiune locală Valea Buzău. Atunci noi am pornit cu o echipă de proiect. Pe parcurs au plecat, n-au mai putut, aveam niște oameni foarte buni. În sfârșit, ne-a părut rău că n-am putut să mai colaborăm. Am avut o firmă de consultanță spaniolă care ne-a ajutat în întocmirea planului de dezvoltare locală, pentru că este un plan comun pe cele 10 localități, foarte interesant. Da, cu analiză SWOT, cu tot, cu
cum să vă spun, cu vă rog să nu vă uitați ideea, pentru că am un telespectator pe fir și nu vreau să-l las să aștepte. Bună seara, vă ascultăm! Bună seara! N-am fost la începutul emisiunii și aș dori și eu să știu dacă pentru pensiunile care sunt deja pe activitate, ce se poate da? Un utilaje, ceva, tractor, un excavator, ceva? Se poate lua ceva fonduri și ce valoare trebuie să avem noi ca persoane juridice, ca firme? Vă rog să-i răspundă. Haideți să răspund eu. Deci dacă aveți o firmă, puteți să vă dezvoltați firma respectivă pe măsura 3.1.2 atunci când există activități non-agricole. Dacă aveți o pensiune, am înțeles că aveți o pensiune turistică? Da, la Colț. Bun, dacă aveți pensiune turistică, atunci pe modernizarea acestei pensiuni turistice, pensiunea, să spunem că este cotată la 2 margarete, puteți să... 3 margarete, atunci de la 3 margarete puteți să accesați fonduri pentru a transforma pensiunea în 4 margarete. Să îmbunătățiți aceste condiții și aceste standarde care sunt impuse la nivelul autorității naționale și pentru lucrul ăsta dumneavoastră nu aveți altceva de făcut decât de a încerca să găsiți un consultant să întocmiți un astfel de proiect. Dacă este pensiune turistică, atunci cofinanțarea este de 50%, dacă este agropensiune, cofinanțarea este de doar 15%. Cu siguranță 50% nu vă va încânta, pentru că este o cotă parte destul de mare, dar dacă aveți și este încadrată ca agropensiune, 15% este o parte destul de mică. Puteți de asemenea, dacă aveți 1000 de metri pătrați, să înființați o agropensiune, să construiți o agropensiune. Deci, partea maximă de finanțare de la GAL poate fi de 96.000 de euro, aproximativ 96.300 de euro, iar partea dumneavoastră la 96.000 ar fi undeva la 17.000 de euro. Plus, ce-ți mai adaugă, cheltuielile de neeligibile. Spuneam de TVA, pe care oricum puteți să-l recuperați ulterior, dar mai sunt și alte cheltuieli pentru avize sau pentru alte lucruri care nu pot fi și nu sunt încadrate ca și cheltuieli eligibile. Pentru utilaje m-ar interesa. Pentru utilaje, atunci dacă și avem, deși e pe măsura 3.1.2, acum la ultimul apel de selecție, care l-am încheiat, raportul final astăzi a fost încheiat, au fost depuse 5 proiecte pentru achiziție de utilaje. Este vorba de această măsură 3.1.2 de dezvoltare și dezvoltare de micro-întreprinderi non-agricole. Majoritatea au cerut, de fapt toți au cerut utilaje. Partea de cofinanțare este undeva la 30%, maxim de la GAL 70.000 de euro. Deci la un proiect de 100.000 de euro, 30%, 30.000 de euro ar fi cofinanțarea beneficiarului, potențialului beneficiar. Am înțeles. Cam atât, vă mulțumesc și eu. Și eu mulțumesc. Bună seara, vă mulțumim și noi pentru intervenție. Aș vrea să vă mai întreb pe final de emisiune, pentru că spuneați că rămân fonduri necheltuite și pot fi redirecționate în funcție de... Mă rog, nu puteți face treaba asta fără a primi girul Ministerului Dezvoltării. Evident. Da? Care este implicarea autorităților locale? Adică ei pot... să vă ajute să facă cunoscută acest grup în rândul cetățenilor și chiar să-i mobilizeze, să înființeze de pildă o asociație a producătorilor acolo unde finanțarea este de 100% fără niciun fel de contribuție proprie. Vă ascultăm, domnul Dragomir. Preciz că adică asta mi se pare cea mai tare. Da, dintre toate, să-ți dea Uniunea Europeană finanțare 100%, tu nu trebuie decât să cheltuiești eficient acei bani și să-i cheltuiești așa cum te-ai angajat. Pe lângă măsura 3.2.2, v-am spus, mai exista măsura 1.4.1, ajutorul fermelor de subzistență, măsura 1.1.2, instalațiilor fermieri, care la fel erau finanțate 100%. Deci nu trebuia nicio... Deci, încă o dată, care? Măsura 1.4.1,
ajutorul fermelor de subzistență. Așa. Și măsura 112, instalarea tinurilor fermiere. Dar de ce spuneți că au existat? Nu din, mai din sunt păcate, valabile? Noi nu le avem în planul nostru de dezvoltare locală. Vă spuneam, am avut o firmă de consultanță spaniolă care ne-a ajutat la acest plan de dezvoltare locală și nu ne-au introdus aceste măsuri. E ca la registrul comerțului cu obiectele de activitate? Puteți să vă duceți după aceea să vă introduceți și aceste măsuri? Nu, deocamdată nu. Puteam să introducem măsura 112 la un moment dat, dar nu știu, la un moment dat nu am reușit. Dar la nivel național aceste măsuri s-au epuizat. Deci banii de la Uniunea Europeană s-au terminat pe aceste măsuri. Au fost foarte accesate pentru că au fost și finanțate 100%, deci fără cofinanțare. A, s-au terminat pe următorii 4 ani, da. După 4 ani este posibil deci din 2016... Da? Nu e o cauză pierdută definitiv. Nu. Da. De exemplu, măsura 141 pentru următorul exercițiu bugetar, deci 2014-2020, nu a mai fost introdusă în România. Am înțeles. Dar va mai exista măsura 112 la nivel național. Și noi vom lucra din nou la un plan de dezvoltare locală și vom introduce această măsură pentru că este atractivă pentru potențialii beneficiari, tocmai cum vă spuneam, pentru că nu există cofinanțare. Vreau să vă spun că la pe 4311 s-a înființat, vă spuneam și mai înainte, în primăria Chișinău. Primarul Mitroiu Dumitru a fost managerul de proiect, deci proiectul ăsta pentru înființarea galului scris, de fapt, și l-a făcut primăria, bine, la care am lucrat și eu și colegul meu, Mircică. Deci toți am făcut o echipă de proiect și am dus mai departe 4311. S-a terminat 4311, a început 4312. I-am simțit alături. Atât pe domnul primar de la Chișinău, primarul de la Cătina, primarul de la Viperești, de la Siriu. Deci toți primarii s-au implicat, de câte ori am chemat. Niciodată n-au zis nu sau că nu au timp. Domnul primar de la Pătărlage, de la Colț, deci toți primarii s-au implicat în... Dar ce înseamnă să se implice un primar? Deci, am înțeles. Deci după ce funcționează acest GAL, vin dânsii cu proiectele, dumneavoastră îi reprezentați și atrageți finanțarea. Dar până atunci, ce? Cum s-au implicat? Păi gândiți-vă că noi sediul nostru îl avem în primăria Chișinău. Noi nu plătim nimic. Curentul nu plătim nimic. Da, am înțeles. Este o facilitate pe care v-a acordat primăria Chișinău. Consiliul Județean, spunea colegul meu, Consiliul Județean s-a implicat. Practic, noi nu aveam bani de a porni funcționarea GAL-ului. Consiliul Județean. Și au fost câteva județe la nivel de țară, județul Buzău, Timișoara și câteva județe, informațiile noastre, care Consiliul Județean au ajutat aceste grupuri de acțiune locală să demareze, să pornească la drum, pentru că de fapt, ca la orice proiect european, trebuie să ai niște bani ca să pornești. Așa, valabil pentru toate măsurile și pentru toți telespectatorii noștri. Pe lângă faptul că trebuie să dovedești cofinanțarea la momentul depunerii proiectului, trebuie să ai banii de început să demarezi proiectul. De exemplu, la perioada pensiunei, trebuie să ai banii să-i pornești fundația și pe urmă să-i ceri la Uniunea Europeană să-ți ramburseze 85%. Da, bine, și până acum tot la fel se întâmplau. Să realizau o parte din lucrări, 30% se făcea o verificare și dacă lucrările erau în regulă, se deconta de către Uniunea Europeană. Mulți poate telespectatori au impresia că pot veni la noi, noi avem undeva o sacoșă cu bani, am dat și pe urmă să vină să ne arate facturile sau știu eu ordine de plată, cum au cheltuit bani. Nu. Deci Uniunea Europeană nu. Adică prin fondurile astea nu se dau bani înainte. Și la un utilaj, cum zicea ultimul telespectator. Ca să cumpere un utilaj, la un moment dat trebuie să aibă banii toți pentru cumpărarea utilajului și după aceea își recuperează, depinde cum e cofinanțarea. 50-70. Sau cum e în cazul nostru la 312, 70%. Deci dacă e 100.000 utilajul, trebuie să aibă 100.000, îl cumpără și după aceea Uniunea Europeană rambursează 70.000 de euro înapoi. Bun, după partea aceasta de organizare, care înțeleg că a durat 4 ani, practic dumneavoastră ați ieșit la bătaie de săptămâna trecută, de când v-ați înființat, nu? Dar de când?
Din practic am fost în 2012 au fost lansate două apeluri de selecție. Da. În 2013 au fost lansate două apeluri de selecție. Deci noi să în vedem această... care sunt realizările galului până acum, pe final de emisiune. Au fost pe măsura 1-1, formare profesională. În primul apel de selecție n-a fost depus niciun proiect. În al doilea apel de selecție, primul apel de selecție 12 mai 31 mai 2012, al doilea apel 31 august 31 octombrie. Au fost depuse 7 proiecte. În al treilea apel, 12 proiecte pe această măsură. În al patrulea apel au fost depuse 13 proiecte. Pe măsura 1-2-1 nu s-a depus niciun proiect. Pe măsura 1-2-2, de asemenea, în toate cele 4 apeluri de selecție, nu s-a depus niciun proiect. Măsura 1-4-2 nu s-a depus niciun proiect. Pe măsura 3-1-2, deci aceste dezvoltări și înființări de micro-întreprinderi în domenii non-agricole. În primul apel, niciun proiect. În al doilea apel, 2 proiecte. În al treilea apel, 1 proiect. Iar în al patrulea apel, 5 proiecte. La măsura 3-1-3 au fost această măsură se adresează dezvoltării turismului și agroturismului. A fost depus un proiect în primul apel, în celelalte la celelalte apeluri nu s-a depus niciun proiect, însă din informațiile noastre, la următorul apel, sunt 4 proiecte finalizate și urmează a fi depuse. Măsura 3-2-2, 6 proiecte la al doilea apel de selecție, un proiect la al treilea apel de selecție, iar la ultimul apel au fost depuse 6 proiecte. Bun, luăm un alt telefon în direct. Bună seara! Bună seara din nou! Îl rog pe invitatul dumneavoastră care a vorbit ultima oară să-mi spună următorul apel când va avea loc și dacă va avea loc la toate celelalte galuri din județ. Și mai am o întrebare după aceea. Nu, fiecare gal își are propriile sale apeluri de lansare de proiecte. Deci noi în ianuarie sau februarie vom lansa din nou o sesiune, al cincilea apel de selecție. Iar celelalte galuri, deci nu avem știință despre când, dar toate galurile au un site unde puteți să urmăriți evoluția lansării apelului. Și încă o întrebare și ultima și vă mulțumesc din suflet. Dacă în această perioadă de când dumneavoastră ați început să funcționați, ținând cont de faptul că toată lumea cunoaște că se evită foarte mult accesarea fondurilor europene pentru că sunt bani controlați și nu se poate face nimic pe lângă. Cineva de la Ministerul Dezvoltării a venit să vă dea o palmă cu ghilimele de rigoare de ajutor în sensul că oameni buni, hai să pregătim pe oameni să acceseze fondurile, să nu se întoarcă banii la Uniunea Europeană. Ați primit din partea Ministerului Dezvoltării acest ajutor? Există caravana PNDR care difuzează informații despre măsurile acestea. Au venit la noi și am semnat chiar un contract de colaborare. Să ne spune și ce este caravana asta PNDR, ne-am implicat și noi în localitățile unde au fost dumnealor, a fost și un reprezentant al galului. Deci, da, ca să zicem așa, ne ajută reciproc acolo unde adică se poate. Adică, într-o formulare mai scurtă, e păcat să nu accesăm acești bani. Exact, exact. Adică, indiferent de situație, domne, avem nevoie, știți, dumneavoastră, de exemplu, la nivelul dumneavoastră de cal, cunoașteți în aceste 10 localități cam ce ar trebui. Și atunci, focusați-vă pe primarii respectivi, pe cine trebuie de acolo, pe cei care sunt un pic înghebați ca și oameni de afaceri. Haideți, oameni, să accesăm banii, că e păcat de ei să întoarcă la Uniunea Europeană. Exact. Până la urmă, e un bun pentru toți, la un moment dat, dacă se introduce apă undeva sau e o capană de turism, de vacanță pentru oameni. Asta e. Vă mulțumesc. Da. Și noi vă mulțumim. Bună seara. Și ca să să știi toți spectatorii că până la al treilea apel de selecție s-au contractat 600.000 de euro. Mi se părea o sumă micuță, dar chiar e mare în comparație cu alte galuri sau în comparație cu așa. Dar avem în urma celui de-al patrulea apel
proiecte în valoare de 900.000 de euro. Și sperăm să treacă toate de OJDR pe Buzău și să plece mai departe la Constanța să fie contractat. Vă dorim și noi mult succes, pentru că înțeleg că de dumneavoastră și numai de dumneavoastră, de toate celelalte galuri, depinde o dezvoltare eficientă a satului Buzoian. Vă mulțumesc pentru participare. Și noi mulțumim. Și le promit telespectatorilor că veți mai fi prezenți în studioul nostru, pentru că este o emisiune care este o temă care, iată, și-a demonstrat feedback-ul prin numărul de telefoane pe care l-am primit. Stimați telespectatori, vă mulțumesc încă o dată că ați stat alături de noi. Vă doresc să vizionați vizionare plăcută la celelalte emisiuni Campus TV. Noi ne revedem mâine de la ora 20 la o nouă emisiune Campus.pi. La revedere!